Salut, dragi prieteni, bun venit la Iubești Ceasurile, eu sunt Alin și astăzi vom face un nou review. Este vorba de Omega Seamaster 120, un ceas fabricat în anii 80 și la începutul anilor 90. Este un Seamaster de 36 de mm, mai exact 36,3 mm, cu o grosime minunată de 10 mm. Lac to lac avem 43,5 mm. Iar având în vedere că zalele finale sunt pline, distanța între ele este de 46,9 mm. Brățara faimoasă a celor de la Seamaster, care se așează pe mână, nu știu, uimitor, e una dintre cele mai bune brățări, ca să pot spune așa. Îi dă o tentă sport în același timp, dar clar îl face și dressy. Dacă ne uităm cum sunt finisate pe margine aceste zale care se curbează ușor, sunt mici detalii care te fac să te apropii de acest ceas. Totodată vedem între zalele satinate, găsim aceste interzale, dacă le pot spune așa, cu părțile acestea lucioase. Dau un contrast uimitor. Având în vedere că România unii știu să polișeze ceasuri doar cu gândul și fac toată această brățară lucioasă, o distrug fără dar și poate. Aici avem aplicat logo-ul Omega din aur galben, iar când deschidem găsim brățara 1501823. Avem o singură siguranță aici de deschidere. Modelele mai noi au două. Acesta vine cu una singură. Să ne întoarcem puțin la cadran. Avem un cadran, din păcate nu se poate vedea în video așa cum este realitate. E un fel de glossy, oglindă, extraordinar, cu indicii, cu index și orare aplicați, cu limbile lucioase, iar logo-ul este printat. Ceasul se simte extraordinar pe mână, așa cum am spus, îi dă o tentă sport, dar în același timp foarte dressy. Îl poți, zic eu, lua cu absolut orice, atât la un costum, cât și cu un tricou, cu un polo, cu orice altceva. Dacă ne întoarcem puțin la brățară, observăm că avem pini, nu avem șuruburi ca la modelele noi. Așa făcea Omega atunci și brățările, însă nu o văd o problemă în niciun caz. Înăuntru, în interiorul ceasului, ca mecanism, găsim calibru 1111, mai exact în 2892 ETA modificat. Ce e foarte interesant este că acest model s-a fabricat foarte puțin timp cu acest calibru. Acest calibru, care este cronometer ajustat în 5 poziții, are hack și schimbarea datei rapide. Rezistența la apă este de 120 de metri. Are coroniță înfiletată, ceea ce ajută foarte mult. Eu zic că este un lucru foarte important pentru ceasurile cu rezistență la apă. Totodată, capacul este și acela înfiletat și pe spate găsim căluțul de mare și Seamaster. Din punctul meu de vedere, acest ceas, care este și sport, este și dressy, merită toată atenția și mai ales cu cel cu acest cardan albastru, care, așa cum am spus-o, din păcate, nu-l putem vedea în adevărata lui frumusețe în acest videoclip. În realitate, eu zic că este cu totul altceva. 10 mm, un ceas extraordinar. Iată cum vine acest ceas pe o încheietură de 18 cm, așa cum o am eu. Din punctul meu de vedere, acest ceas merge purtat de la o încheietură, să zic, cred că undeva la 13,5-14 mm până undeva la 20. Vă mulțumesc din suflet pentru atenție, bineînțeles să nu uiți să fii diferit și să ai grijă de tine. Ciao!